Sportul Băimărean cuprins într-un album e tema noastră de astăzi, un album lansat de Electrosistem Baia Mare, cea care susține sportul băimărean de ani de zile. Alături de invitații mei, Marius Câmpian, jurnalist sportiv, și Dea Glaslo, jurnalist, continuăm discuția privind sportul, ceea ce a fost cuprins în acest album. 1886, spuneam înainte de publicitate. Este greu de spus cu exactitate când au început băimărenii să facă sport în mod organizat. Se știe doar că în presa locală din a doua jumătate a secolului XIX erau publicate constant articole de popularizare a mișcării fizice. Marius, îmi spui mai multe? Da, deci aceste lucruri le-am aflat evident din arhivele Muzeului Județean de Istorie din Baia Mare, care aceste mărturii stau la, au ca bază niște publicații de limbă maghiară care existau pe vremea aceea. Și chiar în anii următori erau și, dacă poți să-ți închipui, ziare scrise de mână, ziare de sport scrise de mână. Incredibil. Și nu era Indigo, cred că nu era Xerox, fiecare exemplar era scris de mână. Și era împărțit în oraș. În aceste documente care le-ați printat aici, dacă chiar se vede. Și? Ceea ce era extraordinar. Și deci sunt multe surse care se rostogolesc. După cum spuneam, nu mai știi cine de la cine s-a inspirat. Dar Muzeul Județean de Istorie Maramureș are documentele cele mai importante. Spuneam, ziare de limbă maghiară. Doamna Lucia Pop, muzeograf, pe care spectatorii trebuie să o știe din serialul Memorialul Durerii de la TVR, unde a vorbit de câteva ore foarte documentat și lucruri foarte interesante. A făcut o sinteză a ceea ce s-a întâmplat în primii ani în care sunt mărturii legate de sportul băimărean și în însemnările dânsei scria că prima minge în oraș, acum vă spun un lucru interesant, a fost adusă de un englez care lucra la centrala minilor, cum era pe atunci, nu știu cum se numea. Pe urmă eu am găsit că prima minge a fost adusă în oraș de Ferenc Icaroi, un reprezentant de marcă al Școlii de Pictură Băimărene, și dar cele mai multe mărturii inspirate din ce a scris cândva doamna Lucia Pop mergeau spre englez că a dus mingea, se și lega, era o poveste frumoasă, Anglia, patria fotbalului, care a inventat fotbalul, și am sunat-o și am întrebat-o de unde știe că prima minge în oraș a fost adusă de un englez, pentru că am citit într-o carte a lui George Fazekas, fost regretat ziarist la UISO, într-o carte apurtă după Revoluție, că Ferenc Icaroi a dus prima minge. Și mi-a zis că tot dintr-o carte a lui George Fazekas, dar a apărut înainte de Revoluție. Și păi, am zis, cum facem? Că tot George Fazekas a scris că englezul a dus prima minge, iar tot el a scris după aceea că Ferenc Icaroi. Și a zis că în practica cercetării documentelor, arhivelor, se ia de bună ultima sursă. Deci, Ferenc Icaroi a dus prima minge în Baia Mare. Eu pot doar să speculez, poate că înainte de Revoluție a scris George Fazekas, pe care eu am avut prejul să-l cunosc, poate nu dădea bine să apară un nume maghiar, că a dus, sau poate a fost o cenzură, poate cineva a scos de acolo și a fi zis, pune altceva. Asta sunt doar speculații, nu mai trăiește domnul Fazekas, și așa că nu pot să confirm, dar așa mi s-a spus de la muzeu, că se ia ultima sursă, și sursa fiind același om. Deci, cred că adevărul l-a spus în a doua carte care a apărut după Revoluție. Da, putem zice despre el că era o adevărată, era aici, bine, puteam să-l întrebăm, era o adevărată enciclopedie umplătoare, deci a tot ce însemna sport, sport băimărean și chiar european. A jucat și fotbal, da. Foarte pasionat și un ziarist foarte riguros, cu date și simpatic. Sunt foarte multe însemnări pe an și aș vrea să menționați voi câteva dintre ele, cele mai importante. În 1901 vedem că a fost interzis jocul de fotbal, că prinseseră tinerii apetit față de fotbal.
Da, doar atât încă să mai revin la ce întrebai înainte. Acele documente și, de exemplu, nu știu dacă se va vedea acolo, chiar la subsolul paginii, acea poză unde ești, e pictori însemnați, în primul rând, și sportivi. Sunt care au luat parte la, să zic așa, o mică excursie și au luat mingea de fotbal cu ei și și-au îngropit așa un joc, să zic așa. Și din ce aie? Din 1800 și ceva, parcă, sau 1900? 1903. Da. Și aceste documente și fotografii vechi sunt din colecția lui George Fazekas. Deci, în 31 iulie s-a disputat meciul Fotbal Club Amara, Șepcile Albastre și Albe. Da. Deci am avut noroc atunci, deci cum din 89 lucrez la ziar, înainte deja colaboram cu el și pot să zic că m-a luat așa sub aripa lui, m-a învățat foarte multe și, și o mare parte din colecție, deci colecția de poze a rămas la mine, deci mi le-a dat și așa am putut să le băgăm în acest album, pot să zic superb. Ce mult înseamnă arhiva? Da, și vreau să vă spun că în afară de însemnările lui Fazekas, de lucrurile de la muzeu, am mai inspirat de dintr-o lucrare făcută la Direcția Județeană pentru Tineri și Sport, pe vremea când directorul era domnul Cornel Săvoiu, unde are mai mulți colaboratori. De asemenea, fostul ziarist Ioan Pepop a lăsat în urma, regretatul Ioan Pepop a lăsat în urma lui o colecție importantă de însemnări, de poze, de informații și ceea ce este cel mai interesant, după părerea mea, lucru pus la dispoziție de colegul meu, istoria uitată a fotbalului băimărean, însemnări de pe vremea celui de-al doilea război mondial, care nu existau în arhivele, niciodată n-a scris nimeni, pentru că nu se putea scrie acest lucru. Atunci Baia Mare a participat cu echipele de fotbal în campionatul Ungariei, făceam parte din Austro-Ungaria și aceste lucruri au apărut abia după Revoluție, o carte extraordinar de bine documentată, cu poze, cu însemnări și Loții mi-a spus că domnul Bere Andrei tocmai a decedat recent. Da, chiar vreau să zic că tot am vorbit, uite, de câteva minute vorbim și tot regretatul și chiar că în aceste zile, acum două zile, a decedat și domnul Bere Andrei. El a scris o carte, deci prima oară în maghiară a apărut și acum urma să apară și în limba română. Deci am pregătit tot materialul, este gata. Să vedem dacă, în primul rând, sper că fiul lui, care nu trăiește aici, e peste hotare, dacă va dori să edităm această carte, ar merita. Deci, niște informații, este informații și istorie pură. Și încă și câteva poze sunt și din cartea lui, deci discutând mult cu domnul Berei și el mi-a zis că normal putem să băgăm și în acest album chiar și date și poze, orice din acea carte care a pregătit-o și din păcate am rămas numai cu asta. El vrea să facă în această iarnă, să strângă date, să meargă pe la arhive, deci în județele apropiate. Și o carte despre handbal, tot așa o istorie a handbalului băimărean, care la noi iarăși n-a apărut. Domnul Ion Pepop, deci regretatul Ion Pepop, a scris dar partea mai nouă, să zic, a handbalului. Haideți să menționați câțiva ani încă importanți. Am avut și lacul de patinaj foarte frumos în 1930. Da, păcat că nu se mai pune accent, chiar dacă avem așa în fiecare iarnă. Da, prima asociație de patinaj a apărut în 1886 în Baia Mare. Și normal că după ani au construit și acea mică clădire care era unde se schimbau jucătorii un vestiar, să zic așa, și plus exista un... Dar ce? Cum e? Un lac de patinaj. Exista și înainte de 89. Câte lacuri existau sau pe termenul de sport? Se punea zăpada? Nu era o problemă cu apa, îngheța? Ziarul scris de mână de care aminteai. Foarte, foarte interesant. Vă las pe voi să alegeți câțiva ani importanți. Sigur, toți sunt importanți, dar nu-i vom putea menționa cei care vor dori să intre în posesia acestui album. Vor găsi după aceea informații mai multe. Adică principalele repere din sportul băimărean de-a lungul timpului. Ce am putea menționa? Înainte de
primul război mondial și cel de-al doilea sunt lucruri interesante care țin de istoria orașului, de istoria sportului Băi Mărean. Acum nu știu, cei care ne privesc sunt mai tineri, poate nu savurează așa bine, poate aș putea să le spun lucruri mai interesante din anii mai din urmă. Să menționez că a fost și o echipă de polo în Baia Mare, care formată din notători. Echipă de box. Mi-ai luat-o înainte, chiar vreau să zic de polo și de box, dar mai exista la Olimpiada 52, parcă, sau când era, Marius? Andor Covaci? Da. Deci, am avut un primul sportiv care a participat la Olimpiada de iarnă de aici și era Băi Mărean, de al nostru, să zic așa, deci venit în Baia Mare și a trăit și cât face? Face cam 100 de ani acum. Deci și mai trăiește acum, după câte știu, mai trăiește în Ungaria și se apropie de 100 de ani. Deci sportiv, sănătos și sănătos și lucid. Deci acum câțiva ani am vorbit cu el, își amintea absolut totul. Deci acea a pus legitimația olimpică în acest album, cu asta a venit el, zice că fii atent, pune-l neapărat, că oricum acolo e chiar. Covaci, da. Andrei. E tot o mândrie pentru noi. Primul sportiv băimărean care a participat la Olimpiada de iarnă, ceea ce acum pare imposibil. Unde să se antreneze? Eventual, poate acum, dacă se face la Borșa, pista olimpică, dar oricum suntem foarte departe, da, cu schiul românesc de ceea ce se întâmplă. Putem spune că în toate sporturile române situația nu e prea roz, e jalnică de-a dreptul pe anumite segmente, da? Da. E jalnică. Sau, de exemplu, anii 70, parcă în 75 s-a construit și sala de sport, de sala polivalentă din Baia Mare, sala Dacia era atunci pe vremuri, acum La Scărpană se numește. Nadia Comăneci a venit, a participat la o demonstrație făcută de lotul național de gimnastică în sala sporturilor. Lotul național se făcuse un cantonament la Borșa și Băi Mărean a putut să o vadă pe viu alături de Teodor Ungureanu, Rudica Dunca, marea noastră campioană Băi Măreancă. După aia trebuie să vorbim despre meciul cu Real Madrid, 15 septembrie 1982, un meci de referință. Baia Mare era în divizia B și a jucat cu marele Real Madrid. Ce echipă din divizia B nu poate să joace niciun meci amical? Nu poți să joci cu Real Madrid. Trebuie să joci un meci oficial și Baia Mare a făcut 0-0 cu Real Madrid, care atunci a jucat finala Cupei Cupelor, a pierdut-o cu scoțienii de la Aberdeen, echipă antrenată de Alex Ferguson. O echipă de legendă a fost, pe urmă, echipa Minaur, în 1978, a cucerit Cupa României, după aceea a început să participe în Cupele Europene. Asta a fost și primul meu contact cu sala polivalentă, primul meci oficial al echipei Minaur în Cupele Europene. Pot să spun că am avut o adolescență fericită, am fost posesorul unei legitimații în sala sporturilor și ceea ce răvnea foarte multă lume să aibă pe vremea aceea și am putut să văd toate marile meciuri. Notătorii, Noemi Lung. Da, deci prima și cea mai mare care era atunci pe vremuri, sau Stella Pura, care trăiește și acum aici Baia Mare, deci între noi, cine mai era, Robert Pinter, erau foarte mulți, deci foarte mulți și foarte multe. Anca Pătrășcoiu. Da. Deci numai nume și nume. Sportul de performanță implică și deținerea celor baze materiale corespunzătoare de care aminteam în prima parte a emisiunii. De la săl de pregătire fizică, la săl de antrenament și spații competiționale unde să poată veni publicul. Eu vreau să vă întreb, unde se pregătesc acum tinerii sportivi din cluburile din Baia Mare? În ce spații? Și de ce autoritățile au lăsat atât de mult să paragină anumite clădiri? Au lăsat intenționat să se distrugă? Nu știu dacă au lăsat intenționat sau au fost incompetente. De exemplu, am avut o echipă extraordinară de popici, Aurul Baia Mare.
Și înainte de Revoluție s-a început construcția unei pupicării moderne în cartierul Săsar. Da, lângă Albina. Lângă Albina. A venit Revoluția, nu s-a mai continuat, a ajuns raiul boschetarilor, nu? Acolo ce este? Da, o vreme și acum a fi, s-a ceva. O fi pus până la cineva pe, pe construcția aceea. Este. Stadioane nu s-au construit, copiii pot să se antreneze în sală de sport din școli, de alea construite pe vremea lui Adrian Năstase, săl tip cu podea foarte rigidă. Ar mai fi cât de cât mai mare sala de la școala Vasile Alexandrii, dar în rest, la stadionul de atletism este dezastru. Puține școli din Bamăr au săl de sport. Acelea sunt pentru educație fizică și da, mai fac cluburile de juniori. Pot să spun că handbalul este favorizat în oraș, are și tradiție, are și rezultate, a avut și va avea. În rest, e greu să faci alte sporturi. Da, de ce nimeni nu a ținut cont de ceea ce a fost în trecut? De câte performanțe au fost obținute pe mai multe ramuri sportive? Era mai, într-un fel, era și mai, poate, partea, să zicem, deci tehnologia asta care a venit între timp e foarte bună. Mă refer la IT. Deci copiii nu mai ies la sport. Deci țin minte și, desigur, și politicienii au făcut greșeli majore, zic eu. Când eram copii, tot timpul eram pe terenul de sport. Nu trebuia să fim și niciunul, adică nici eu n-am ajuns sportiv și nici n-am vrut să fiu, dar ieșeam la școală, lângă școală sau fiecare școală sau liceu avea câte un teren de sport sau două. Care sunt închise acum, da? Erau deschise, chiar asta vreau să zic, erau deschise și mergeai și făceai sport. Basket, acum handball, nu le țin deschise pentru că vin copiii și sparg geamurile, da, sau distrug. Păi, haideți să luăm alte măsuri, și nu? Și atunci se spărgeau geamuri, deci nu era o problemă. Dar făceau sport. Da. Acum și avem fast-food-uri, acum avem telefoane și da, gata cu sportul. De multe ori trebuia să stăm la rând ca să prindem un teren. Deci atâția copii eram la să facem orice sport. Da, acum acolo și așteptai să te numești. Și asta vreau să zic de ce. Dar și acea așteptare parcă avea farmec. Și ce ziceai? Acum se închid aceste terenuri. Deci chiar dacă ar vrea cineva să se ducă... Și e foarte greu. Câte presiuni s-au făcut să se redeschidă? Nimeni nimic. Și n-ar fi un lucru rău. Deci oricum s-ar duce să fie 10, 15, 20 de copii. S-ar obișnui. Ar vedea din bloc cu celălalt că, uite, ăștia joacă ceva, hai să mă duc și eu. Dar nu, ei preferă să stea acum în casă copiii. Ce ani am mai putea menționa din această carte? Și să ne spui cât de greu a fost să selectați fotografiile, cât de greu a fost ca să stabiliți ce intră în album, ce nu intră. Da, ca și text, după aia vorbești tu de fotografii, ca și text vreau să spun că am tot scris, după aia mi-am dat seama că e prea mult, l-am redus la jumătate. După aceea, încă la jumătate. Iar probabil s-a redus încă la jumătate datorită constrângerilor legate de spațiu, care este foarte generos, mai generos decât la alte albume, dar nu este infinit. Și am încercat să fac o selecție cât mai obiectivă. Au rămas sporturi, pe din afară au rămas echipe, nume de antrenori, pentru că n-au încăput. Dar tot ce am scris am încercat să fiu foarte, foarte obiectiv. Și bineînțeles că a ieșit ceva subiectiv. Lumea așa va spune și voi accepta toate criticile, da? Pentru că sigur vor fi oameni nemulțumiți care nu se regăsesc în acest album. Iar despre poze poate spune. Da, e pur și simplu imposibil. Deci trebuiau cel puțin trei albume ca să fie cât de cât mai aproape de adevăr. Dar totuși e o bucurie că a apărut ceva. Deci până acum așa ceva, un album atât de cuprinzător n-a apărut în orașul nostru. Așa este. Pozele foarte greu a fost de ales, deci și ce să lăsăm pe din afară, se va supăra, nu se va supăra. Această poză totuși e mai bună, altă poză poate nu e, deci aminteai mai înainte că gimnastele, uite, a venit lotul de gimnaste în frunte cu Nadia Comăneci în cantonament la Borșa și de acolo am avut poze. Deci cum aleargă prin zăpadă, dar unde să o mai bagi? Și să zicem că era Borșa, nu era Baia Mare. Deci era cel mai simplu nivelul ca să scoatem o poză. Dar și despre echipe sau câte campionate au câștigat. Era pur și simplu imposibil să bagi tot. Și
probabil că pozele sunt constrângeri și din punct de vedere al redactării, să încapă în pagină. Da, să... desigur. Plus anumite de evenimente care intră în album, deci nu prea poți să bagi altă poză. Noi la ziar totdeauna zicem că când vin articole sau vin articole foarte multe, că ziarul nu e din gumă și nu poți să o întinzi atât să încapă tot. Și la acest album putem zice acest lucru. Da, cu durere în suflet am tăiat... Cine știe, poate va apărea într-un viitor album. Din carte, dar asta este situația. Dar pentru că vorbeam de electrosistem, se mai pregătește ceva, da, și alte evenimente. Ce urmează? Deci în marți, în 22 da. Noiembrie, cred că la asta te referi, la ora 16 va fi lansarea acestui album. La locația este restaurantul Oasis Filia, e pe Valea Roșie numărul 10, chiar la intrarea în parc, deci în dreapta. Va fi lansarea oficială a albumului? Sunt invitați toți iubitorii sportului, sportivi, mari sportivi, mici sportivi, să zic așa, între ghilimele. Deci cine e interesat de album și de anumite lucruri, îi așteptăm. Unde va fi găsit acest album pentru cei care vor dori să intre în posesia lui? Deci se va găsi și atunci acolo, da, la lansare și după aia la relația noastră. Deci să mai menționăm încă o dată, 22 noiembrie, ora? Da, deci e marți. Marți. La ora 16. Ora 16, lansarea la restaurantul Oasis, da? E o împlinire sufletească și pentru voi? Faptul că acest album va rămâne... Va ajunge cine știe pe unde. Toate aceste albume au ajuns și în alte țări. Mai ales că este în trei limbi, da? Pentru Marius e primul album, așa că și pentru el. Pentru mine e mai mult a implicat. Doar mai contribuit. Sunt la... impresionabil acum. Am avut norocul că să colaborez cu domnul Blașco, cu Electrosistemul, la mai multe albume. Dar fiecare album mai avea aștept să iasă de sub tipar, chiar dacă știu că ce cuprinde și ce e în acel album, dar oricum e bine să-l ții în mână, să-l vezi, să zic așa, să-l miroși. Și a apărut ceva ce e pentru viitor, deci rămâne... Și mulți vor avea și de învățat din acest album și vor... Adică, care este mesajul ce se transmite prin... faptul că acest album a ajuns și a prins viață, da? A ajuns la tipar. Sportul nu este construit numai din evenimente în sine. Sportul este o piramidă. La baza piramidei sunt mulți care muncesc, mulți care au muncit de-a lungul anilor, care au creat cluburi, care le-au dezvoltat, care au făcut baze sportive. În vârf ajung doar cei mai talentați, cei mai buni, dar cei mai buni și cei mai talentați nu pot ajunge acolo fără să se antreneze în compania unor sportivi mai puțin talentați, să concureze în împotriva unor sportivi poate nu atât de talentați. Așa că sportul este ceva durabil și totdeauna când construiești o echipă sau vrei să ai rezultate, trebuie să faci lucrurile cu cap, an de an, și cam acest lucru s-a întâmplat în sport românesc, deși au fost mari sincope, datorită vremurilor pe care trăim, au dispărut cluburi de legendă, Handball Club Minaur și FC Baia Mare. Handballul masculin continuă tot sub numele de Minaur, ceea ce este bine, Clubul Sportiv Minaur și fotbalul Clubul Sportiv Minaur și... Așa mai departe, povestea merge mai departe. Și pe foarte scurt, doar atât pot zice că sportul băimărean a meritat acest album și s-a mai discutat. Dar mai vreau să vă mai provoc. Sportul băimărean încotro? Înainte, că altă cale nu este. Depinde să-și găsească făgașul normal sau cel mai făgașul ideal. Și oamenii potriviți, da. Și la acest lucru pot contribui toți oameni implicați, antrenori, președinți, sportivi, oameni politici, primari. Legea sponsorizării nu s-a schimbat, cu toate că au fost mai multe apeluri. Și pe lângă, să zicem așa, sprijinul material care e absolut necesar, să există și ei să mai vină Baia Mare sau să se nască
oameni, așa, între ghilimele, nebuni. Deci cum a fost, de exemplu, și la Scărpană sau de Meca sau, pot să zic, sau la rugby, iarăși erau începând cu ghineț. Da. Ei au prins și au umblat și au bătut la uși și... Deci trebuie cineva care să fie așa un om de... chiar și să zic așa, implicat, în animală, 100%, da. Nu, deci un alfa care să se ocupe de acel sport, deci super implicat și atunci cred că vom avea avea și sportul Băimărean în viitor. Chiar dacă nu mă ocup eu îndeaproape de domeniul sportiv, am toată aprecierea pentru ceea ce faceți și pentru tot ceea ce ați contribuit voi la realizarea acestui album și vă felicit. Și de asemenea am toată aprecierea și pentru domnul Ștefan Blașcă de la Electrosistem, care investește în astfel de cărți de care e nevoie, pentru că acestea vor rămâne peste ani și ani. Când vom căuta ceva legat de sportul băimărean, trecut, prezent și poate vedem viitorul cum va fi, aici vom găsi, în aceste cărți care au apărut, da? A 14-a carte, al 14-lea album, și am să spun text Marius Câmpian, fotografii de Glaslo, concept grafic Pinter Jolt, Pinter Vizual, text în limba engleză Diana Muza și text în limba maghiară de Glaslo, proiect finanțat de Electrosistem, tipar, de asemenea o tipografie din Mamare, Ciocconi. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mai aștept și pe alte subiecte. Noi vă mulțumim pentru invitație. Doamnelor, domnilor, emisiunea de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună. La revedere.